În toată toamna, 20 se culeg buriet și buiet în Cripolin. Acum a fost 120 de copii și altă lume care a venit din toată Serbia să vadă asta manifestație. Ieri am mers cu copii, predos, am cules buriet și astăzi aici am făcut izlojbă. Am cules și buiet care pot să se mănânce, poate să se fiarbă de ele ceaiuri, de lecuit. Și astăzi ne-a venit multă lume aici, din toate părțile. A venit din Beograd, din Paracin, Despotovac, Petrovac, Požarevac. Și ce ați zis ei? Cum a fost zadovoli? Păi ei a fost mult zadovoli. Toți care au venit, ei a zis că mult a fost frumos, mult cei care și-a văzut aici, a probit, a mâncat. Și a fost multă lume din Cripolin și alții sace? Da, și toate sacele aici și prângă noi și de aici multe lume a venit și copii, mulți copii de la școală. Ce putem să zicem cum copiii de la școală Iovan Șerbanović în Cripolin a fost ucluciuit în manifestația asta? Ieri și astăzi copiii noștri au fost cu educatorii, cu ocitelii de la școală și încă cu alții care au venit din toate părțile din Serbia, care știu mult de burieți și de buieți, a fost ieri în dus, unde am cules și buieți și burieți și acolo am avut educație pentru burieți care mai bun știu, ei am învățat copiii să știe să facă razlică între burieți care se mănâncă și care nu se mănâncă. Astăzi copiii au fost ucluciți în program care s-a făcut pentru toți care au venit aici în sat. Programul a fost în domul nostru, aici în Cripolin. După aia a fost izlojba și de buieți și de burieți. După aia a fost degustația de tot ce noi am făcut. Am făcut noi, a făcut copiii din srednia școala din Jagubița, ne-a ajutat în aia și eu gândesc că lui tot Nat le-a plăcut aia și a fost ieri și astăzi în satul nostru.